Ce veste minunată în Betleem ni s-arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, că la Betleem Maria săvârșind călătoria, într-un mic sălaș lângă acel oraș naște pe Mesia. Într-un mic sălaș lângă acel oraș s-a născut Mesia. Într-un mic sălaș lângă acel oraș s-a născut Mesia. Ce frumos, magic. Avelina, tu ți magic mai amintești? Magic pentru că e o zi magică, gare. Este Crăciunul peste el nou. Felicitări, felicitări tuturor celor care astăzi, 25 decembrie, sărbătoresc Crăciunul. Gare, mie această sărbătoare îmi amintește de un singur lucru. Eram copil la țară și bunica mea de Crăciun scotea din cuptor pe o frunză de varbă, pe o frunză de varză, un hulub. Hulub puhă, frumos, extraordinar. Eu mi-amintesc de alte timpuri când îmblam colindând de la casă la casă, adunând nuci, covrigei și multe dulciuri de la bunicile bine dispuse să ne primească în casa lor. O sărbătoare extraordinară. Felicitări încă o dată și la mulți ani, dragi prieteni, tuturor celor care astăzi, pe stil nou, sărbătoriți Crăciunul. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Crăciunul este Crăciun, gare, dar tu ți-ai servit cafeaua de dimineață? Eu da, pentru că eu sunt un om foarte matinal și fără ea nu pot. Diminețile, pentru diminețile reușite și pline de energie, moldovenii aleg să includă în micul dejun o doză de cafea naturală. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul atunci când vrei să cumperi o cafea bună. Întrucât nu orice etichetă este o garanție a calității, colega noastră Nelly Ștefăneț a consultat un specialist în alegerea corectă a licorii de culoare neagră. Cafeaua este printre cele mai consumate și preferate băuturi din lume. Cu toții iubim să începem ziua cu o doză de energie pentru a ne ține în forță. Cum să faci alegerea cafelei să fie corectă și eficientă? În condiții din magazin, din market, noi nu putem alege cafeaua pentru că noi nu putem alege atât de minuțios barbele de cafea pentru că noi nu putem deschide fiecare pachet în parte. În schimb, pe orice ambalaj este indicat data de producere, ce amestec aproximativ este în pachetul dat și care este nivelul lui de prăjire. Unul fiind mediu, ar fi cafeaua perfectă pentru condițiile de casă, având profilul de gust cel mai adaptat pentru consumatorul nostru. Cele peste 100 de specii de cafea pot fi rezumate în doar două mari tipuri, arabica și robusta. Pentru majoritatea consumatorilor de cafea, diferența ar putea să o facă doar gustul. Aflați însă că există totuși și alte deosebiri majore între ele. Amestecuri de cele mai întâlnite, sau le spunem așa, majoritatea amestecurilor de cafea sunt pe baza a două soiuri diferite, arabica și robusta. Arabica fiind boaba nobilă, robustă deja fiind boaba de adaos comercial, care evident nu o să fie
mereu indicată pe ambalajele de cafea care se vând în segmentul retail, care putem scris în magazine, în marketuri sau chiar în tot aceleași locuri specializate de comercializare a cafea. Respectiv, unicul indicator care o putem mai găsi în ambalaj, cel mai des, asta ar fi 100% arabica. Nivelul de amărăciune a cafelei ne poate da peste cap multe mituri pe care le știam până acum. Cafeaua amară, nuanța asta de cafea amară, care e obișnuit consumatorul nostru, provine de la două momente. Ori prăjirea foarte intensă, ori conținutul ridicat de robustă. Cafeaua în sine, preparată corect, trebuie să aibă o amărăciune foarte, foarte ușoară, o aciditate balansată și un gust ciocolatiu intens. Asta ar fi profilul de gust pentru o cafea bună care putem întâlni la noi pe piață. Aroma cafelei ne-a provocat să punem în aplicare două cele mai des utilizate metode de a pregăti o cafea adevărată. Una dintre cele mai ușoare metode de a prepara cafea la casă este French Press-ul, care nu presupune multă grijă sau nu presupune multă atenție față de ea. Tot ce trebuie să facem asta e să alegem macinatura corectă a cafelei, una medie spre grunjoasă. 18 grame de cafea sunt turnate în French Press, după care completate cu 300 de ml de apă fierbinte și lăsate spre infuzare pentru 4 minute. Cafeaua la ibric este cea mai des întâlnită metodă preparată acasă și totodată are cele mai diferite rețete de preparare. Una corectă ar fi de a respecta un raport oarecare de cafea la apă. Pentru un ibric preparat corect folosește raportul de 1 gram de cafea la 10 ml de apă. În cazul dat noi avem 80 de ml de apă și 8 grame de cafea măcinată. Măcinătura trebuie să fie una foarte fină, practic spre nivelul făinii. Apa se pune la foc deschis, după care se adaugă cafeaua măcinată. Acest proces nu trebuie să fie nici de cum interacționa cu omul. Cafeaua trebuie să fie în infuzare liberă, nu trebuie să o amestecăm, nu trebuie să punem din gura în ibric. Tot procesul are loc doar datorită temperaturii, focului și apei. Acest proces durează până la 2 minute și el trebuie controlat constant. Mulți dintre noi ar vrea să scape de grijile preparării unei cafele matinale alegând un aparat automatizat. Dar uite că nu este cea mai bună idee, din simplu motiv că... Utilajele super automatizate nu mereu oferă calitatea care ne așteptăm noi să primim de la ele. Sunt folosite materiale ieftine la producerea lor, așa cum la orice tehnică pot fi folosite materiale nobile sau materiale ieftine. Să alegem utilaj super automatizat acasă e o încercare destul de complicată, să-i spunem așa. Am întâlnit mulți oameni care și le-au procurat, le-au găsit la preț foarte redus, la promoții și așa mai departe, doar că până în final ei n-au obținut cafeaua aia care se așteptau ei să o aibă acasă. Potrivit studiilor diferitor cercetători, pentru a avea efecte benefice, cafeaua trebuie consumată cu moderație. Iar prin acest termen ei înțeleg 500 de mililitri de cafea pe zi. Și pentru a nu vă induce stări de insomnie și anxietate, evitați să beți cafea după ora 17. Aveline, câte tehnici, câte strategii, câte cunoștințe trebuie să ai ca să faci o simplă cafea? Câte secrete! Ai văzut, trebuie să macini cafeaua ca făină, trebuie să o macini cât un bob de mazăre, cât un bob de orez, o întreagă avalanșă de tehnici pentru a prepara o cafea bună. Tu ești cofemangare? Mie îmi place nespus de mult cafeaua, dar în ultimul timp îmi place de fapt mai mult ceaiul, pentru că na, o duc bine cu sportul. Da. Voi sunteți cofemani, băieți? Să vă spun cine e cofeman, cine nu chiar tare așa, mediu, să spunem. Când suntem obosiți și trebuie undeva să plecăm, noi cred că servim o cafea ca să ne mai, să ne mai trezim. La creație, ajută cafeaua sau... Da. Băieți, vă spun eu, ca să ai energie, nu e neapărat să bei cafea. E destul să faci sport. Da, da, prieteni. În ultimele decenii, numeroși cercetători au adus o serie de argumente care sunt benefice antrenamentelor cu greutăți. Ca să-și trezească un pic mușchii și starea de spirit, Gary Cosma, colegul meu, a mers la o sală de fitness, unde a aflat cum se fac corect antrenamentele cu greutăți. Nu am
început să mă ocup cu yoga, dar în schimb am început să mă ocup serios de schimbări în viața mea. Cum ar fi, 1. Am acceptat provocarea vieții mele de a fi prezentator TV și 2. Astăzi, pentru prima dată, sunt într-o sală de sport. Bună dimineața, Moldova! Sunt Gary Cosma și de astăzi începem să ducem un mod sănătos de viață. Iar pentru a ne ocupa corect de sport, avem nevoie de niște sfaturi și de a urmări niște pași. Și pentru a face totul corect, avem nevoie, desigur, de un antrenor. Și pentru asta îl avem lângă noi pe domnul Constantin, antrenorul, deja antrenorul meu. Pentru început, aș vrea să te întreb ce dorești tu să obții. Care este scopul tău la sala de forță? Ce ai vrea tu de la mine? Eu vreau mâini mari ca la papai. De la început aș vrea să-ți iau câteva măsuri. Hai să începem așa, într-un mod leger. Am să-ți dau câteva exerciții de încălzire ca să noi să ne pregătim pentru antrenamentul de azi, care o să dureze plus minus o oră, oră jumătate. Ai grijă, pentru că eu în viața mea mai greu decât un pachet de cărți, n-am ridicat nimic. Ok, dragii mei, cu asta am terminat primul meu antrenament de sport. Ceea ce am învățat eu astăzi e că trebuie să ai multă răbdare, tărie de caracter, multă voință, să depui mult efort și, în ultimul rând, să respectăm niște factori, cum ar fi respectarea mesilor cu o oră înainte de antrenament, cu o oră jumătate după. Hidratarea e foarte importantă. Și nu e neapărat să veniți zilnic la sală. E suficient, de fapt, doar 3 antrenamente pe săptămână. Nu-mi rămâne decât să vă spun la revedere și ne vedem data viitoare cu noi sfaturi pentru o viață mai sănătoasă. La revedere, Gary, din sala de antrenamente. Salut, Gary, în platou! Da, să știți, dragi prieteni, că în fiecare săptămână voi cunoaște un nou gen de sport și sunt curios ce mă așteaptă săptămâna viitoare. Va fi o rubrică foarte sportivă și energică. Îl vei cunoaște sau îl vei descoperi? Ne vei descoperi secretele? Cum? Ce trebuie să facem ca să practicăm acest sport corect, bineînțeles. Da, prieteni, cum vă spuneam și ieri, noi avem rubrici foarte interesante, intrigante pentru toți, iar eu voi încerca să vă demonstrez că și un tată poate să fie răspunzător și poate să își dedice, de fapt, tot timpul lui copiilor. Eu vreau să știți că primele lecții de televiziune mi le-a dat chiar fiica mea, Valeria. Pentru ea, frământările de limbă nu mai sunt o provocare. Aflați cum poți să devii jurnalist chiar dacă ai doar 8 ani. Bună dimineața, Moldova, este o nouă provocare pentru mine. Sunt primii mei pași făcuți în televiziune. Este ceva nou pentru mine, însă mi-a promis fetița mea, Valeria, care deja de jumătate de an face cursuri la școala de televiziune, să mă învețe ce e aia televiziune. Valeria, unde mergem acum? Astăzi mergem la școala de televiziune. Promisul tate să îți spui câteva secrete, detalii, ce e aia televiziune, cum se face televiziune, ce înseamnă televiziune. Da. Ce ai învățat în această jumătate de ani de când frecventezi aceste cursuri la școala de televiziune? Am învățat dicția și jurnalistul. Aoleu, și ce ați făcut la orele de dicție? Am învățat cum să vorbim corect. Corect? Dar îl înveți și pe tate acuș? Da. Mergem în clasă și îl înveți și pe tate cum trebuie să vorbească corect, da? Da. Hai să mergem. Ce este de fapt un jurnalist? Un jurnalist. Un jurnalist este un om care prezintă la televizor. Da, te uite aici, este doar lumea de televiziune. Aici voi faceți ore de televiziune? Da. Aoleu, dar voi sunteți echipați bine aici, văd că aveți și lumini, aveți și pupitru, da?
Și ce mai faceți voi aici la aceste cursuri de televiziune? Facem dicție și facem și ce înseamnă jurnalistă. Și ce faceți voi la orele de dicție? Învățăm să vorbim corect. Aoleu, și ce, care sunt regulile, exercițiile pe care trebuie să le facem ca să vorbim corect? Similitori. Oaia, aia, e, aie, eu, iau. Oaia, aia, e, aie, eu, iau, da? Hai și mai știi vreuna? O babă bălană mănâncă o banană băbană. Și-ți place la școală de televiziune? Da, foarte mult. Ai să mai continui sau vrei să renunți? Am să mai continui. Tate, uite că la ultima lecție am învățat tipurile de știri. Și care sunt ele? Negative și pozitive. A, știrile se împart în două categorii, într-un fel. Avem știri negative și știri pozitive. Da. Sunt politice, culturale, sportive, meteo. Da, ia stai un pic, dar tu știi măcar un pic ce se dă la aceste știri? Spre exemplu, la meteo, ce fel de știri aflăm noi? Ce aflăm? Acolo aflăm despre cum se va schimba vremea. Ce este această școală de televiziune? Școala TV este un proiect educațional în cadrul centrului Pixel Media Center, care dă ateliere copiilor și tinerilor nu doar de dicție retorică, dar pune și bază de jurnalism UITV. Și pregătim să fie viitori prezentatori și reporteri, de ce nu? Câți copii aveți? Avem două grupe. În prima grupă vârsta de la 7 la 11 ani, a doua grupă de la 12 ani până la 17. În primul grup avem 10 copii, în al doilea grup avem 6. Cum? Tineri. Tineri? Da, tineri, de la 12 la 17 ani. Aoleu, ăștia deja sunt jurnaliști care... În formare. Da. În formare. Cum îi selectați pe acești copii? Aveți un criteriu de selecție? Deci e destul doar să aibă entuziasm, să vrea copilul sau tânărul să devină un jurnalist și atunci este binevenit în familia noastră. Bună dimineața, Moldova! Noi vă asigurăm o dispoziție bună! Avelin, știi ce militura asta? Moș Mihai, câți copii mai ai? O știu, eu pe toate le știu, Gare, pentru că la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice le-am învățat pe toate de la și până Dar la... Dar vrei să știi care este varianta prescurtată a acestei cimilituri? Care? 14? Moș Mihai, câți mai ai? 14! Are reușit să-i numeri. Astăzi când veneam spre emisie. A mea cea mai dragă era cea cu caricaturist. Un caricaturist care caricaturizează și tot caricaturizează multe treburi. Mai știu multe, cu capre, cu... Da. Asta este. Dacă vrei să devii un profesionist, trebuie să exersezi foarte mult, trebuie să știi, dar totuși asta a fost doar o mică rubrică, iar noi astăzi să nu uităm că suntem în ziua de Crăciun, pe stil nou. Și când este vorba de sărbători, e și evident că nu putem trece peste ele fără cadouri. E perioada când cei dragi ne trec pragul casei cel mai des, iar gazdele primitoare trebuie să fie atente la toate detaliile. Cum e în casă, ce pun pe masă și, cel mai important, ce aspect capătă acea masă festivă? E bine și aici sunt câteva detalii de cum trebuie să fie și cum trebuie să arate aceste mese. De sărbători, totul parcă ar trebui să se aranjeze armonios, chiar și obiectele de pe masa de sărbătoare, amenajarea căreia creează atmosfera sărbătorii și dă ton petrecerii. În trecut se punea accent pe ce gătim, cum gătim. Acum mai important este cât consumăm și în ce atmosferă o facem. Mai ales dacă e vorba despre decorul mesei festive, aflați că și aici e vorba de niște tendințe. Decorul mesei este o chestie destul de clasică în servirea mesei. Noi toți avem necesitatea să ne împlinim rezervorul cu frumos, pentru bună dispoziție. Mai mult de atât, oamenii de știință au demonstrat că dorința de a mânca este proporțional cu cum a fost aranjată masa, respectiv acestea sunt și recomandări atunci când vreți să convingeți pe cineva să mănânce mâncare mai sănătoasă, gen legume, să le aranjați foarte frumos.
Nu o să dați greș dacă o să optați pentru un aranjament realizat într-un singur concept, pentru ca să emane simplitate și bun gust. Iar dacă optați pentru un decor ceva mai original și îndrăzneț, ar trebui să alegeți un ansamblu de culori, un motiv sau o tematică specială. Dar ca să creați un piece de rezistență pe masă, nu aveți nevoie de foarte multe lucruri până la urmă. Cel mai recomandat este, în primul rând, să corespundă cu timpul de afară decorul pe masă. Deci, toamna, noi mai mult utilizăm frunze, bostani și tot felul de chestii. Iarna, noi putem utiliza crengele de brad, portocalele, scurțișoara. Florile se regăsesc bine în decorul de vară. Încercăm cât mai mult decor natural, mâncare se desemne un decor. Culorile este regulă, iarăși, ca să nu greșim, o regulă de bază, 3 culori. Atunci când sunt 3 culori, este ușor de lucrat, este ușor de menținut echilibru. Un element foarte important sunt și candelabrele sau suporturile de lumânări, pentru că ele creează acea ambianță foarte confortabilă pentru oaspeți. Încercați să decorați, să aveți pe masă genul niște crengi de brad, niște portocale, iar și dacă ele se combină, ele nu se pot combina neapărat. Și să repetați decorul mesei cu niște globuri în culoarea draperiilor în camera unde serveți masa. Dacă imaginația ta nu are limite, atunci gândește-te și la fiecare musafir în mod particular, la preferințele sale. Astfel ai putea personaliza locul acestuia făcându-l să înțeleagă că gazda s-a gândit îndeoseb la el, iar acest lucru cu siguranță i-ar complimenta. De asemenea, mai este o practică foarte faină să punem un mic cadouaș, petit cadou în farfurie. Asta ar fi ca o mică atenție pentru oaspeți. Asta nu e neapărat ceva foarte dificil, complicat. Poate fi și o mică ciocolată, de exemplu, servită frumos. Ultimul, dar nu și cel mai puțin important, este numele, un card cu nume, care de asemenea poate fi realizat foarte simplu dintr-un carton scris cumva mai caligrafic. Un alt detaliu la fel de important este aranjarea bucatelor pe masă. Să puneți pe masă gustările doar și să serviți mâncarea de bază la farfurie pentru fiecare. Veți avea niște gustări frumos, care stau frumos pe masă, ele vor ține mai mult și nu veți încărca masa cu prea multă mâncare, pentru că atunci când este prea multă mâncare, nu este foarte frumos. Să nu exagerăm cu decorațiuni, după mine asta este iarăși un element foarte important. Stilul în care decorați masa festivă depinde de imaginația și simțul estetic al fiecăruia. Alegerea fețelor de masă, tacâmului, aranjarea corectă a elementelor decorative pe masă reprezintă un proces migălos, dar în același timp aduce o satisfacție maximă întregii familii. Mulțumim, mulțumim colegii noastre, Jana, pentru aceste informații. Eu sper că oamenii de acasă au văzut și au luat câteva idei din acest reportaj. Ori iată încă o dată confirmarea faptului că nu, chiar dacă nu ai ce pune pe masă, dacă ai făcut masa într-un fel anume, o să captezi toată atenția și lumea o să rămână mulțumită. Mai întâi hrănești ochiul, după care hrănești gura. Eu când trăiam singur, mi-era destul doar o simplă farfurie și o furculiță. Din momentul când familia mea a devenit mai mare, am grijă ca fetele mele să aibă parte de o masă frumoasă. De când ai o familie, ai două furculițe și două platouri. Patru. Patru, așa. E bine, e frumos, mesele trebuie să le facem și gustoase și frumoase, dar cadouri. Cadouri ai pregătit pentru cei dragi, ai reușit? Cu ce îți surprinzi tu, de fapt? Nu vă spune asta în emisie, pentru că fetele mele stau cu ochii pe noi și ce fel de surpriză dacă... Da, apropo, fetele, vă salut, tata vă iubește pe toate trei. Da, dragilor, de câte ori ne-am confundat cu problema de a nu cunoaște cum să ambalăm un cadou. De fiecare dată, din lipsa unui specialist, a fost nevoie să improvizăm. Păi uite că acum avem la cine apela în astfel de cazuri. Jana Olinș a găsit omul potrivit și locul deosebit. De ceva timp încoace, în capitală a apărut un magazin de împachetare a cadourilor, iar noi am fost primii care i-am pășit pragul.
Noi fiind niște firme mai creative, vedeam lipsa articolelor și decorului pentru niște cadouri deosebite și am zis că hai să încercăm noi să diversificăm piața din Chișinău, cel puțin pentru început. Primul și în primul rând ca ambalajul nostru să fie reutilizabil. Asta e probabil ceea ce ne deosebește de mulți. Am început de la ambalajul în stil japonez, pe care o vedeți pe perete, care îi spune Froski. Au îmbinat utilul cu plăcutul și au realizat ambalaje colorate care pot fi reutilizate. E perfect, fiindcă deja este un cadou în sine, fiind în textil. Poate fi utilizat mai apoi, după ce se despachetează cadou drept prosop pentru masă sau eșarfă sau ce vine în cap destinatarului. Important că ambalajul nostru cu siguranță se va reține mult timp în casa omului, deci nu va fi aruncat imediat la coș cum se întâmplă, care iarăși mergem pe unda eco și nu veți găsi probabil în afară doar de elementele de decor lucruri din plastic. Deci nu ne dorim pungi din plastic. Și-au propus să educe publicul printr-un produs stilizat cu imagini din domeniul artei. Pungile noastre din seria Art, deci care sunt cumva un puzzle al culturii mondiale, ne gândim într-un fel să bucurăm ochiul celor care cunosc anumite personalități din lumea fotografiei, cinematografiei, muzicii, picturii, dar și să-i facem curioși pe cei care prima oară, spre exemplu, o văd pe Frida. Că noi ne gândeam că toată lumea o cunoaște pe Frida sau pe Dalí sau pe Ryan Fiennes, pentru că l-avem pe una din pungi. Și ne gândeam că lumea cunoaște și am zis că, bine, o să-i facem curioși poate pe cei care îi văd pentru prima oară și o să-i caute în Google și o să-i descopere. Ne-am întrebat dacă au de gând să se inspire și din ornamentele tradiționale. Întrebarea voastră a fost foarte oportună. Avem. Suntem în pregătire acum și abia așteptăm să o scoatem imediat după ce ieșim din febra sărbătorilor de iarnă. O să avem neapărat tradiție, pentru că ținem la rătăcini și la locul de unde pornim. Atât noi cât și ceilalți vizitatori am rămas plăcut impresionați de cele văzute. Unii au ochit deja câteva ambalaje și își imaginează deja cum le vor reutiliza. Mi-a plăcut ideea foarte mult pentru că în Chișinău, într-adevăr, este nevoie de mult timp de un așa loc. Bineînțeles, stofele, ca o față de masă, după aceea pungile. Din ce văd, îmi place. Aici chiar aveam multă alegere, aveam multe culori. Mi se pare ceva nou pentru Chișinău și chiar era nevoie de un gift shop. Spre exemplu, acele genți din bumbac, aș merge pe ele la cumpărături, aș ignora plasticul. La final am avut parte de câteva tehnici de ambalare a cadourilor care s-a dovedit a fi deloc dificile. De fiecare dată când văd așa informații utile, îmi vine să iau foarfecele, hârtie și să experimentez. Păi, hai să luăm un foarfece, hai să luăm hârtie și să mergem într-o pauză să experimentăm. Rămâneți cu ochii pe noi, revenim foarte curând. Sper că v-a fost dor de noi, vă felicităm cu ocazia Crăciunului pe stil nou. Și noi între timp am primit colindătorii. Hei, colindătoarele gare. Prieteni, mai frumos nu putea să ne colinde nimeni altul și să ne atingă struna cea mai sensibilă decât Trio Vatra Neamului și Nicoleta Ștefăneț. De Crăciun venim cu drag.
De Crăciun venim cu drag, cu urări de bine prag, să vă țină Domnul fericiți. De Crăciun cei triști zâmbesc, cei săraci îmbogățesc, de Crăciun toți sunt împliniți. Emoții. Cu cea mai mare plăcere vă invit alături de noi ca să vă mulțumim din suflet pentru această frumoasă colindă. Salut! Da, prieteni! Ce faci? Magia sărbătorilor frumoase de iarnă, magia Crăciunului adus aici în acest platou frumos de către aceste artiste extraordinare. Bine ați venit, fetelor! Vă spunem și noi bine v-am găsit! Puneți-mi sunteți aici! Eu nu rup corzele deocamdată. Vă felicităm cu frumoasa și binecuvântată sărbătoare și să dea Domnul în casele tuturor să fie doar lumină, pace în suflete și copiii să primească darurile pe care și le doresc. Și vouă la mulți ani și un Crăciun fericit. Ziceți-ne, voi din copilărie când sărbătoriți? Pe 7, pe 25? Cum ați prins de la părinți, de la bunici? Noi sărbătorim ca moldovenii, toate sărbătorile. Și pe stil nou și pe stil vechi. Sigur, pe stil vechi de obicei mergem și noi la bunei. Stați să ghicesc, la părinți. Da, la bunei noștri chiar în sat, în satul de unde sunt părinții. Și acolo ne reîntâlnim, să zicem așa, cu rudele noastre, cu... Și încercăm și noi să savurăm, pentru că de obicei în perioada asta noi lucrăm și suntem foarte prinse în activități. Asta e și așa fac cu toți artiștii până la urmă. Fetelor, pe lângă felicitările de sărbători cu care venim noi către voi, vrem să vă mai felicităm cu ceva. Nouă ne-a șoptit cineva la ureche, știm de sus, e sigur că anul 2018 pentru voi a fost unul deosebit.
ați aniversat 10 ani de când sunteți voi trio Vatra Neamului. Felicitări! Mulțumim frumos! Vouă mulțumim, pentru că voi acești 10 ani ne-ați adus în dar aceste toate piesele voastre frumoase și energie deosebită. Cum aveți de gând să sărbătoriți? Abia noi suntem, spunem, tot anul în sărbătoare, pentru că ne-am propus să facem un concert foarte frumos. Credem noi că reușim prin primăvară, pentru că vrem pe toate să le punem la punct. Ca publicul nostru, iarăși mă repet, dar zic, poate unul mai intim, să zic, mai micuț, dar foarte select, să rămână impresionat de noi, așa cum ne-am obișnuit să impresionăm de fiecare dată. Poate ne lăudăm un pic, dar ceea ce facem ne străduim să fie poate mai puțin, dar cu mult suflet, pentru că asta e firul roșu al tribului. Asta vă caracterizează, de fapt, pe voi. Să fie într-un ceas bun. Mulțumim, să aveți parte de un concert, de un spectacol frumos, așa cum l-ați avut pe cel de la 7 ani, unde am fost la voi. A fost extraordinar. A plâns toată lumea în sală. Da, este ceea ce ne place să facem cel mai mult. Să aducem lumea la lacrimi. Lacrimi de bucurie, desigur, și de fericire. Da. Ok, pot să dau și o întrebare? Te rog. Avem aici o floricică, cel mai tânăr membru. Salut, cum te numești? Nicoleta. Nicoleta, da? Vreau să te întreb, tu pe cine vrei să feliciți cu ocazia Crăciunului? În ziua aceasta vreau să felicit părinții, mulțumim, colegii, bunei și neapărat și profesorii. Bravo! Câte cuvinte frumoase și câtă căldură! Câtă căldură, da! La mulți ani și ție, Nicoleta! La mulți ani! Tu ai scris scrisoare moșului? Da. Da? Și e secret, nu se spune, da? Dar ai fost cu minte anul ăsta? Da. Noi știm, prieteni, că Nicoleta a fost cu minte. Nicoleta face școala de muzică, ea are deja diplome și câștigate multe... Concurs. Anul acesta, într-adevăr, a adunat foarte multe diplome la concursurile... naționale și internaționale. Deci noi am fost foarte active anul ăsta, pentru că așa este și liceul Ciprian Porumbescu, unde vreau să felicit cu această ocazie toți profesorii, pentru că e o școală specială. Zic eu, poate e un pic dur spus, dar e o armată acolo pentru copii, la tot sensul direct. Acolo copilul nu are nicio clipă de răgaz, ei tot timpul muncesc foarte mult. Și da, într-adevăr, anul ăsta a fost foarte, foarte bogat în acest sens. Fitlor, eu v-am întâlnit de mai multe ori pe diferite scene cu Colindu și v-am văzut îmbrăcat exact cum sunteți acum. Cum faceți față frigului? Pentru că nu toate scenele sunt încălzite... Destul de greu. Cred că nu suntem doar noi în această situație. Toți artiștii au pagube, să zicem, de la frig, mai răgușesc, mai... Dar, desigur, trebuie să ne menținem, trebuie... cât de cât să păstrăm călduțul. Dragilor, noi vă mulțumim că ați găsit timp să veniți astăzi la noi. Vă dorim să aveți sărbători frumoase în continuare, să aveți un Crăciun fericit, un an nou împlinit, să sărbătoriți alături și împreună cu cei dragi vouă. La mulți ani și mulțumim! Mulțumim, la mulți ani! Vrem și noi să vă urăm tot ce vă doriți să vă aducă moșul în acest an și pentru toată lumea și pentru țărișoara noastră să fim ocrotiți de bunul Dumnezeu și... să fim mai buni, să zâmbim, nu știu, să întâmpinăm anul cu dispoziție bună fiecare în familiile noastre și atunci, desigur, și în țărișoara noastră va fi mult mai bine. Și Doamne ajută în ceea ce faceți. Felicitări! Mulțumim! După cum am promis, secretul meu, cum să-ți încălzești coardele vocale, sărbătorile de iarnă înseamnă familie, prieteni și mese copioase. Venim cu câteva sfaturi pentru tine. Dacă vrei să-ți întâmpini musafirii cu băuturi inedite create pentru ei. Deși sunt propuse de barmeni profesioniști, colega noastră Nele ne-a dovedit că nu trebuie să fii expert în domeniu ca să le poți face. Obișnuiesc să-mi petrec sărbătorile de Crăciun într-o atmosferă foarte caldă acasă, alături de cei dragi. Anul acesta vreau să-mi numesc prietenii nu doar cu bucate inedite, dar și cu cocktailuri.
Deși pregătirile pentru Crăciun sunt pe ultima sută de metri, mulți dintre moldoveni încă nu au hotărât ce vor pune pe masă. Am mers la un restaurant din capitală ca să aflăm cum să pregătim câteva cocktailuri pentru sărbătorile de iarnă. Pentru început v-am pregătit un ceai deosebit, care întărește imunitatea și este perfect pentru timpurile geroase. În ceai, cel mai principal ingredient este curcumaua. El e un antiseptic foarte bun pentru organismul omului. Avem imbir, fresh portocale. Fresh portocale, că noi chiar putem acasă, trebuie să scurgem. Da, să scurgem simplu. Așa. Sână mere. O ceașcă de cacao caldă este un deliciu de neînlocuit pentru toți copiii. Vezi cum poți face cacao mai deosebit încât să-i uimești și pe cei maturi. Nu îmi trebuiește lapte, sigur. Lapte, avem nevoie de cacao. Cacao, da. Niște dulceață de căpșună. Dulceață de căpșună. În bar noi mai mult folosim sirop de căpșună. Da, barmenii mai mult folosesc sirop, da, dar folosim, noi acasă folosim dulceață. Dacă pare a fi ciudat, o băutură alcoolică poate fi și caldă. Următoarea rețetă de gin fierbinte m-a uimit prin originalitatea sa. Avem nevoie de 40 ml de gin, campare, sirop de zmeură, imbir. Și zmeură propriu zise, care la noi este congelată, deci la orice market se vinde zmeură congelată. Da, putem să folosim și dulceață de zmeură, care acasă facem împreună. Așa, și dulceață putem folosi. Da. Și vom folosi, cred că și... Și avem nevoie și de... Ceai de romaniță, mușețău. Fără următoarea băutură, moldovenii nu petrec nicio sărbătoare de Crăciun. Vinul fiert. Să vedem acum o rețetă deosebită. Avem nevoie de vin alb. Facem cu vin alb? Da, trebuie să, numai decât să fim sec. Vinul trebuie să fie sec. Da, avem nevoie același imbir. Imbirul, zmeura. Zmeura. Așa. Zahăr vanilat. Așa. Și zahăr simplu. Sărbătorile de iarnă sunt unele din cele mai potrivite ocazii pentru a petrece timpul împreună cu familia. Iar cina cu cei dragi poate deveni mult mai interesantă dacă includem în meniu și ceva special. Avelin, câtă culoare, cât un curcubeu de băuturi. Dar imaginezi ce gust este acolo. În fine, hai să nu vorbim de asta, că ne curge saliva aici în direct. Prieteni, noi vă dorim încă o dată să aveți un Crăciun magic azi de Crăciun pe stil nou. Vă dorim o zi magică și vă așteptăm aici mâine la aceeași oră împreună cu noi. Iar vin să ne colinde bandul nostru cu un colind în stilul lor. Un colind know-how, ca să zicem noi așa. Pa, pa, prieteni! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun is to run and walk for soap and sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun is to run and walk for soap and sleigh. And dashing to the snow in a one horse open sleigh. Over fields we go, lighting all the way. Bells on bobtail ring,
making spirits bright. But fun is to ride and sing a sleigh ting song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, la mulți ani!